băieți, în sfârșit o să-mi aduc lucrurile aici în București la Cosmopolis, sunt alături de tovarășul Peinuț. O să mergem să luăm un laptop pentru că o să vedeți pe canal mai încolo de ce. După ce iau laptopul o să mergem să ne întâlnim și cu Gami și Ioana, o să mergem la Azuga să-mi iau chestiile, apoi să mergem la Sinaia să mâncăm și noi bine și bani întoarcem și o să le montăm, o să fie tare. E greu. Dacă scap, deschidem aici jucăria. Hai să vedem ce scul ai primit aici. Poate pică laptopul din el. Nu știu, vere. Asta e laptop? Mamă, dar pare șmecher, bă. Aurus, da. Noi facem boxing. Fac acum, noi fac acum. Noi fac acum. Curios. Pune-l pe jos. Hai, mă, fă-i tu. Stai. Dacă pică laptopul de aici, ne-am nenorocit amândoi. Bă, dacă arată bine, e șmecher. Și acum? Nu-i bine. Păi, nu știu. Stai că nu-i ok. Așa, cu grijă. Ia, ține-te tot bine aici. Ce-i asta, mă? Fii atent, ce șmecher arată. Vrei tu să-i faci un boxing? Nu, fă-i tu. Vezi? Da. Ca mie navă spațială un pic. Ia vezi. Wow. Oare am tasator RGB? Fii atent. Mamă. RTX i7, băi, rachetă, e avion, laptopul. E tare? E avion, da. Bă, te rog frumos. E tare, stai tipul ăsta, îți curăți ochelarii repede. Prieten, cu un A7 apare chiar mult toată casa, avem și portbagajul plin, doar arată. E tot setup-ul meu acolo și în față și e și mâncare și sunt toate chestiile. Nu, n-ați înțeles, nu e mâncare, sunt gen 100 de sarmale, 10 kg de pizza, plăcintă, pă, bune. Tort întreg. Dar la noi e soare, ce s-a întâmplat? Nu. Să vă arăt ceva, mi-am luat aceste încălțări de iarnă, ca să pot să mor pe mulți de zăpadă. Haideți să încercăm. Așa, bagă toată zăpada în mașină, Ioana. Și acum cum era să ia Ioana o trântă, da? Epică. Hai, mi-a intrat zăpada în pantă. Crezi că mai plecăm cu A7-le de aici? Facem și drifturi. Noi avem cauciucuri de iarnă, nu calci. Corect. Băi, cu Mustang-ul chiar nu reușeam să ajung eu aici. Mami, mama e, Maia, pa. Capitolul 1, despărțirea. Da, e destul de trist, pare dureros. Hai, pa, frumoșilor. Iubește-mă, dă-mi pup. Pa, tati. Gami, vrem să-ți vedem skill-urile de pro-driver. Da, cum o să scoți tu mașina de aici, fiind gheață pe jos și polei și toate cele. Bă, dar vreau să nu plecați fără mine totuși. O să plece fără mine. Mamă. Efectiv, din toate orașele în care am fost, am mers și prin Sinaia și prin Bușteni, nu-i deloc zăpadă. Aici la Azuga, ninge. Foarte frumos, aici la voi, oi, și vreme, superb, oi. O, să faci și plajă, haide. Prieten, cum a fost experiența la munte? Frumoasă, dar uite cum ninge, mâncați-și gura. Băi, și când am plecat, nu era deloc zăpadă și acum ninge. Cum era băiatul ăla, Bacal Bașa, cum zicea el? Da, da. Ninge. Cum era, mă, e frig de îngheață, mielul în găină. Vaca în găină, nu mai știu, mă rog, oricum. Efectiv, toată casa, Audi. Aici mâncare pe care mi-a dat-o mie, mama. Toate PC-ul. Păcat că ai sarmale de post, că dacă aveai sarmale, ți le șuteam eu, ți le n-am așa. Lasă, frate, că avem alte bunătăți pe care le putem mânca împreună. Plăcintă. Știi care partea cea mai bună? Da. Lui Robi nu-i place plăcinta cu mere. Îți place plăcinta cu mere? Ești înghețat așa. Mamă. Mie place mai mult plăcinta de dovleac. Nu, vere, deci dovleac nu, mere nu. Bă, dacă am fi țos, ești tu așa. Nu-mi place, pur și simplu. Poate spun o frână. Am simțit-o, bă. Hai să nu mai pune, că nu vreau să rămânem aici, te rog. Uite ce a început din soare, nu vine să cred. E nebunie, bă, e nebunie. Când am venit era uscat. Bă, uscat tot, nu ningea, nu era zăpadă nicăieri. Și dintr-o dată, uite cum a început. Sper că era București, nu așa. În sfârșit am ajuns. O să vedem cum despachetăm, pentru că avem destul de multe chestii. Ne-am gândit să facem o schemă marfă de tot. O să băgăm toate chestiile în lift, o să urcăm cu liftul și unul stă sus și le scoate sau nu. Nu știu, vedem. Cum a fost un chin să aducem toate astea sus, bă, par puține, dar ăsta e greu rău. Aici am PlayStation și butonul de la YouTube, trepiede, nu știu unde mi-e softbox-ul, probabil într-una din pungile astea, oricum revenim când e tot montat. Sper să încapă toate monitoarele acolo. Cam așa arată situația, trebuie să descurcăm toate firele alea, setup-ul arată bine. Gami, eu nu știu că pot să pun monitoarele alea, așa, sincer, bă, chiar arată mai bine setup-ul așa. Chiar e profi rău de tot. Așa arată, băieți, setup-ul, cum am zis mai devreme, nu știam că o să pot să pun monitoarele așa. Ăsta e overall, avem pe Gami care face monitoarele să fie mai 1080p? Da. Este 1080p? Da. Slab. Păi de gamer, bă, am jucat Fortnite o viață întreagă. Păi cu A7-le nu vine să cred că am călat toată casa. Asta este frumos ce am băgat mâncarea în frigider. Vreau să văd asta. Mergem la bucătărie. Mamă, câte chestii sunt aici. Stai să-ți fac tutorial. Uite, okay. Aici ți-am pus durapul cu chestii nasoale. Da, cine l-am pus aici alea? Ca să ajungi greu la el. Da, ok. Mamă, smart. Dar asta e problema pentru Pei și Viniana, nu pentru mine. Este frigiderul tău. Cu mâncare. Mamă, câtă mâncare! Uite ce am primit, eu nu știam de asta. E sucul meu. E al nostru. Haideți să vă fac turul frigiderului lui Robi. Deci avem aici foarte, dar foarte multe sarmale. Deci nu știu ce faci cu toate sarmalele astea. Toate sunt vegetale,
Nu știu, mie nu-mi plac sărmalele. Adică sunt ok, dar nu mă... Deci trebuie să le guști ca să ne spui că dacă sunt vegetale îmi plac mie, dacă nu îi plac lui Andrei. Nu știu să fac diferența între două brânze. Același tip de brânze de la două branduri diferite. Nu e adevărat, una e de vacă și una e de oaie. Scuzați! Aici avem foarte, foarte multe șnițele. Aici avem plăcintă cu mere care, din câte știm, nu-ți place. Nu, Andrei, întors tiramisu și jos avem pizza. Păi și voi nu vreți nimic acum? Eu am mâncat deja pizza. A, da? Ți-a plăcut? Da, a fost foarte bună. Ador pizza cu multe ingrediente. Eu nu. Îmi place pizza doar cu șuncă. Știți că Gami mi-a zis să nu pun ăsta, adică nu știu dacă s-a auzit pe vlog, dar am zis, bă, mai bine îl punem. Că... Da, nu mergea mouse-ul fără, dă-l recu. Da. Mouse fără mouse, pedică și tu... What the fuck? Băi, scrieți în comentarii, ce credeți că a zis? Stau repede, Dacă de ușor era să faci asta de la început să mor. Bă, bune, da. Da, dar Gami a zis că e urât într-una. Drăguțul, nu se ridicați. Goi, salarul. Vin să vă ajut, prieteni. Mamă, ce greu e. Uf, ce operațiune lungă, nu mai pot. Mă așteptam să fie mai greu. Și n-ai net? Nu. De ce? Nu știu. A, mi-am dat cu el în cap, ce prost sunt. Păi, acum mi-am dat seama de ce monitoarele sunt făcute să fie ridicate în sus și în jos. Da seama că eu sunt mai scump ca tine, cam așa. Hai, PlayStation, this is so fucking grateful. Ce înseamnă? Că și eu am PlayStation acum. Nu, no, până la urmă, așa arată setup-ul final. E mult mai practic, o să-mi aducă zbâr o chestie care să conectez. Așa arată cu model. Mi se pare genial. Atât că-ți cam rupt capul să te uiți la săgeata aia. Nu, stăteam gen ca manichinul. Ah! Nine net, fa. E foarte bun poza asta. Altceva. Altceva. Ia uite l frate, are culoare setup-ul. Arată altfel. A stat toată ziua și m-aș admira. Și eu. Dar ce să vezi, știți că mai devreme am zis de mousepad-ul ăla că e negru și că nu prea merge și așa. Uitați ce cadou am primit de la fratele Peinuț cu cei de la QWERTY. S-au gândit ei, bă, să-mi facă mie cadou frumos. Imediat îl punem pe birou și vedem cum e. Cam așa arată situația, chiar merg foarte bine culorile cu tastatura mea. Pe lângă asta vreau să le mulțumesc fraților de la QWERTY și bineînțeles și lui Peinuț că s-au gândit să facă mie cadoul ăsta. V-am spus și în clip că mi se pare foarte genială combinația de culori. Chiar se simte bine de smetul și nu zic ca să fie reclamă, pur și simplu e părerea mea personală. Suntem aici alături și de Sykes și Kenz. Pe Kenz nu-l vedeți, nu știu, ne arată acolo cum meditează el. Sunt nesperat de 8 zile. Nu ai cum să arăți mai oribil decât mine de tunți. De glumă bună, Robi. Vrei să vezi cum fac Body Justice? Oh, God, Sykes! Doamne, cât de nebun ești! Ești cel mai bun dansator de pe TikTok, frate, de pe TikTok l-ai învățat, nu? Bine, ești cel mai șmecher coach pe Fortnite. Doamne, doamne, mergeți la site pe TikTok și vedeți acolo TikTok. Bă, eu l-am învățat să joace. Știu că am zis în clip de vreo 3 ori că așa arată setup-ul final, dar oameni buni, până la urmă, ăsta este setup-ul final. Arată clean, are culoare, e efectiv tot ce am nevoie. Pe lângă asta am primit și un keycap din ăla special gift, iar e tare. Și pe lângă asta mi-am lăsat și mousepad-ul meu vechi. Nu știu de ce am făcut asta, dar e tare. Acum mai rămas să vedem doar reacția youtuberilor la apartamentul meu. Let's go! Cu tot, inclusiv scaunul.